Hristos a înviat și bine ați revenit în fața micilor ecrane, estimați telespectatori, pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. Pentru că suntem în săptămâna luminată, ne-am propus să abordăm aspecte ce țin de viața creștină ortodoxă, de biserică nemișlocit, iar invitatul din această seară este frutăireu Mitrofor Vasile Ciobanu, parohul bisericii cu Hramul Sfântul Ierarh Nicolae din Comuna Costești, Raionul Ialoveni. Încă o dată Hristos a înviat și bine Adevărat ați venit, Hristos, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Părinte, iată la praznicul Sfintii Învieri, am cântat cu toții Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. În acest tropar, până la urmă, este o întreagă teologie ce se desprinde din Biserica creștin ortodoxă. O înțelegem noi întotdeauna în sensul real al ei? Da, aici este mult de reflectat. Desigur că orice tropar este o concentrare maximă a, a evenimentului și a conținutului dogmatic. Dilema între viață și moarte, mereu a stat în fața omului, în toate timpurile. Deoarece ateiștii, de fapt, ateii vorbesc despre moarte în special, fiindcă da. ei nu mai văd perspectiva unei vieți veșnice, eterni. Noi vorbim despre viață. Da. Uh, ei nu iau în considerație nici măcar dovezile științifice care au fost aduse cu duiumul Pe în provoarea fa faptului dacă partea, componenta spirituală a persoanei umane, care se numește spirit sau duc sau suflet, este în afara timpului și nu este legată de timp, nici nu îmbătrânește, cum știm noi, sufletul, da? Mereu tânăr rămâne, nu este spus timpului și nici chiar spațiului, deoarece se deplasează momentan oriunde și în orice direcție. Această dilemă a rezolvat-o Domnul Isus Hristos, cuvântul întrupat, care prin biruința asupra morții, în paradoxul acesta al murind și cu moartea pe moarte călcând, călcând. la un moment dat, unii când îl văd pe răstignit pe crucifix, atunci gândesc că intră într-o dilemă, adică ce fel de Dumnezeu ar fi acesta dacă este neputincios acolo și unii mai ziceau dacă scoboară singur, atunci noi vom crede, etc. După asta au fost nevoie să creadă, deoarece învierea a avut loc și este documentată în toate felurile. Dar acolo, pe răstignire, pe Dumnezeu îl vedem în momentul jertfirii de sine din iubire înmărginită față de om. Deci este un, un, un jertfelnic unde Dumnezeu se aduce îmbrățișându ne pe noi, în da? gestul acesta, este un gest formidabil, semnul Fiului omului, pe care, da? Da? Să care dacă vrei să l iubești, îl iubești pe cineva și l aștepți cu drag, atunci desfaci mâinile să l strângi la pe. Dar acesta este gestul dragostei, a iubirii. De unde ne cheamă, veniți la mine cei împovărați și osteniți și eu voi odihni pe voi. Iată, deci, dacă ar fi reprezentat mereu peste tot în culmea uh, biruinții sale asupra morții și asupra iadului, mereu l-am vedea ieșind din luminos și înălțându de la cer. Cea mai autentică icoană despre înviere este aceea când Domnul este reprezentat cum îi scoate din porțile iadului rupte de el pe Adam și Eva, protopărinții neamului omenesc. Este o înviere neegoistă, împreună cu toți, înviind dând perspectiva învierii și a vieții veșnice oricărui om. Paradoxul da. acesta, dar iată că mai mult îl întâlnim chiar și în satele noastre, în crucifix, răstignit, da? da? Răstignire la tot colțul la noi, pe sate, pe la răscruci, pe drumuri și unii zic că asta e scenă sângeroasă, alții intenționează să o scoată din fața ochilor, că îi afectează. Pentru noi aceasta este jertfa iubirii supreme. Nu este iubirii mai mare decât când cineva își pune sufletul său pentru aproapele său. Deci este uh, la aparent este un Dumnezeu neputincios și răstignit, iar în esență este Dumnezeul aducându-se pe sine însuși în jertfă din iubire nemărginită pentru oameni în gestul morții sane benevole și încă pe cruce, pironit, pentru ca să, să surpe păcatul, moartea și să anuleze toată, tot acest accident care s-a întâmplat cu Adam cel din tăi. este Adam cel nou care reînnoiește din nou, punit, un fundament nou al omenirii viitoare. Părinte, iată spațiul mediatic, în mod special, în ultimii ani se conturează, nu știu, o tendință. În loc de Hristos a înviat, noțiunea de Paște fericit. De ce? În ce măsură le-am putea echivala? Avem noi multe expresii aberante din astea banale, care nu exprimă nimic. În de exemplu, da, când îi dorește omului țărnă ușoară, da, să-i fie țărnă ușoară. Ei, cum poate să fie țărnă ușoară? E niciodată nu este ușoară, dar este foarte grea. Și acolo se transformă în țărână conținutul nostru organic, da? adică trupul nostru, sferma în singur în țărână. Deci este absolut Se spune și chiar în o expresie negioabă, să mă iertați de expresie. Dacă vrei să-i dorești omului ceva pentru lumea cealaltă, Dumnezeu să-l odihnească cu drepții. Dumnezeu să-l odihnească în lumina feței sale, Dumnezeu să-l odihnească de-a dreapta slavii sale, Dumnezeu să, de sale. Dumnezeu să ierte păcatele în loc de lumină, în locul verdeață, în loc de odihnă, unde toți drepții se odihnesc. Deci asta este încărcat de conținut, de perspectivă și de ceea ce alină și împacă sufletul omenesc în perspectiva nemuririi. Iar chestiuni din astea ca Crăciun fericit, Paște fericit, păi Paște dacă luăm în sine din, din, cuvântul ebraic Pesah înseamnă trecere și la început n-a însemnat altceva decât trecerea poporului evreu din robie egipteană în pământul făgăduinții care a 40 de ani s-a prelungit, trecerea primarea roșie și celelalte. Pesah, adică trecere. Adică dacă ai traduce în românești această expresie, rămâi la expresia lipsită de, de conținut, trecere fericită. Păi trecere fericită încotro, dincotro și până unde și în ce direcție, da? Trebuie să precizeam. Părinte, haideți să vedem. Învierea este un eveniment sau este o stare sufletească propriu-zis? Cum ar trebui să o perceapă creștinii? <coughs> Învierea poate și primit ca eveniment la concret, chiar în timp, dacă vorbim despre faptul că martorii apostolii au văzut cu ochii lor cum a fost înviat fiul văduvii din Nain sau, sau fica mai mare sinagogii și Lazar chiar a patra zi fiind în început de descompunere la chemarea fiului lui Dumnezeu, s-au sculat aceștia trei, au văzut martorii, ne-au mărturisit și nouă pentru aceasta, au mers la martiriu extrem și la urmă însuși moartea biruită de însuși Domnul Iisus Hristos prin învierea sa. Deci este un eveniment o stare Dual de, poate fi privit până la urmă. O stare de spirit ar putea fi omului care, care poartă în conștiința lui totdeauna că el este prin trup. Da, trupul poate să moară, să descompună acest care l-am contaminat noi la început prin Adam, cu virusul morții, să zicem așa. Iar dacă este conștient că în, în sine e un spirit nemuritor, un duh care este voința sa liberă în om, este trichotomic omul de fapt. Spirit, suflet și trup. Uh, și atunci acestea, sufletul ca atare, dacă luăm suflet, spirit uh, în ansamblu, este nemuritor. Omul care este conștient mereu că el este nemuritor, că el haina aceasta găoacea veche o aruncă și se va îmbrăca într-o energetică luminoasă, ca să ne exprimăm în limbajul modern, științific, deci el este conștient de asta și este un, un om mereu viu și el știe că este mereu viu, doar trece printr-o metamorfoză de reîmbrăcare a sufletului în altă uh, energetică luminoasă. Mai este o expresie a Domnului Iisus Hristos când se referă la uh, unul din ucenici care a zis dă voie să mă duc să -l îngropi tatăl meu și la un moment dat Domnul zice lasă morții să-și îngroape morții lor, tu urmează mie, eu sunt calea, adevărul și viața care sunt morții de vii. Morții de vii sunt acei care sunt absolut inconștienți pentru ce trăiesc pe pământ. Adică ei mănâncă, beau, se veselesc, cântă și dansează, dar nu știi pentru ce trăiește. a intrat, cum am mai zis, prin partea maternității și a ieșit prin partea cimitirului și n-a de ce a trăit. Deci acest fel de oameni sunt, Dumnezeul lor este pânt, și expresia sunt Apostol Pavel, și ei sunt morți de vii. Adică e, ei sunt... E, și conștiința este amorțită, atrofiată și moartă. Și sufletul este înghețat, încremenit și la un moment dat și sălbătăcit cu totul. Și, și starea lor este o dezndejde permanentă, fiindcă ei uh, trăiesc mereu în dezndejde a dispariției totale, dizolvării neant, uh, Da, neștiință. Da, nirvană, mai știu eu ce acolo, karma. Părinte, Ortodoxia, mai bine de 2000 de ani trăiește o minune. Când zic lucrul ăsta, mă refer la Pocu Haric. Da. Sunt diferite interpretări, chiar și diferite personalități tind uneori să facă o afirmație potrivit cărea atât timp cât se coboară focul Haric, va exista viața pe pământ. Haideți să medităm un pic ce este focul Haric până la urmă și cum poate fi înțeleasă această mare minune, dacă e în firea noastră a păcătoșilor să, să percepem cu adevărat Da, o să ce e. vorbesc ca martor la acest fenomen. Vă rog. În, okay. eu, adice, în fața noastră aveți un martor acestui fenomen în anul 2008, grație insistenței Preasfințitului Episcopului dormi Dumnezeu să o dihnească cu drepții. Am fost inclus și într-un grup, într grup care a zburat acolo din partea Moldovei și am luat focul Haric. Deci în momentul în care am ajuns acolo și am văzut apropiindu-se undeva spre ora două sau 1 după amiază cam așa, au început să apară niște scăpărări fulgere, așa care se loveau în păreți de culoare albastră, culoare celestă, culoare cerului. La un moment dat, aceste momente, arabii ortodoxi de acolo și manifestă așa cum sunt orientale, cu tamboruri, cu dansuri, cu asta, ei sunt în așteptare acestui moment deja. stăteam și eu așa cam la mijloc, de la mormânt, de la cuvucle, mormântul învierii și până la extremă, țineam și eu 33 de lumânări acestea care trebuia să le aprindem, a intrat Patriarhul Ierusalimului acolo, s-a rugat de data aceasta, 2008, doar 10 minute. Doar 10 minute, focul s-a aprins la el. Și ce a fost mai interesant, că focul s-a aprins în altă extremă, la niște femei acolo înghesuite și la niște... Și -a luat doi băieței care erau acolo. Niște la copii. Patriarh sa... Da. La Patriarh și la aceștia simpli de acolo s-a aprins, da? Nu la noi cei mai barosani care stăteam așa, da. Ei, la urmă am aprins toți, unul de la altul, da? Și auzisem și eu că focul acesta arde, dar nu frige. Sau mai bine zis, luminează, dar nu arde. Și ați încercat? Mistuie, da. Și am încercat și eu, desigur că da. Și să vă spun, fraților, vă grăiesc adevărul pur, că l-am ținut așa la barbă, eștiți știți, un fir de păr ia foc ca scânteia, ca benzina. Și l-am ținut, nu 5 minute, l-am ținut așa vreo 20 de minute, așa acolo para e mare, așa 33 de lumânări, vârsta Domnului. Și am ținut așa, m-am îngâiat cu focul ăla, erau la așa de mare. Extraordinar. Nu s-a întâmplat Niciun nici fir de păr din capul vostru nu va cădea fără știrea mea, spune Domnul. Pe urmă el capte proprietăți a focului e, obișnuit. Dar o perioadă oricare se vede că este foc e, de, -o altă natură, de o altă natură, și acest moment ca atare este o minune în sine e, și este o încurajare a Ortodoxilor. Căci s-a observat în toate timpurile că doar la ortodox se aprinde acest foc. Au fost încercări de a cumpăra acest drept. Când erau autoritățile turci, acolo otomanii au fost încercări. Este verificat minuțios Patriarhul atunci când este verificat de sus în jos așa. rămâne numai într-o așa și este verificat să nu aibă nimic la el absolut da și este, sunt gărzele uh, uh, musulmane acolo și sunt uh, și poliția izraeliană este pe loc și atunci nu se mai face nimic așa de-a stânga. Și, deci, prin anul 1870 și ceva au cumpărat armenii dreptul de a sluji ei acest moment acolo. La ei nu s-a întâmplat nimic. Patriarhul Ortodox stătea lăcrimând la intrare, că nu i s-a permis să intri. Și la un moment dat focul a izbucnit într-o coloană de marmură care i-a crăpat și acum s-a aprins lumânarea Patriarhului Ortodox. Deci, este vorba de credința cea nealterată, de stâlpul adevărului care este biserica, nealterată de la apostol, părinții apostoli și părinți prin secolul, prin succesiune a, a, Hirotoni, a hirotonică a, până la sfârșitul veacului, care a păstrat-o biserica ortodoxă ca fiind păstrătoarea celui mai mare tezaur al creștinătății ca dogmă, ca adevăr, ca învățătură. Ei, ca trăirii avem de învățat. Putem fi criticați mult. Mai bine de un deceniu acest foc haric este adus și la Chișinău prin intermediul diferitor da. delegații. Este un motiv ca să ne întărească în credință cum trebuie să fie perceput modul în care, sau mai bine zis, momentul în care preotul zice veniți și luați lumină. Da, acest moment există sublim și frumos în timpul liturgiei. Da. Veniți de luați lumină, da, foarte frumos. Uh, vedeți, meastră, atitudinea trebuie să fie uh, să fie smerită cu tremurătoare, uh, nici de cum uh, ca la un fetiș de care te atingi și uh, este bețișorul magic care te face fericit imediat. Deci până te apropii de ceva sacru, sacramental, cu rugăciune, cu smerenie, cu cutremur, de atâta strigă preotul când iese cu Sfintele Tane la împărtășanie, cu frică în Dumnezeu, cu, și cu dragoste, cu dragoste să vă și cu tremur să vă apropiați. Da? Deci este un lucru sublim, extraordinar, care trebuie să te apropii uh, tremurând de, de acest uh, foc. Și cei care au această atitudine uh, își mai primesc și cele dorite de la Dumnezeu, precum s-a atins femeia din mulțime, multă multitudine de lume care se atângeau de Hristos și ăștia vroiau ceva să le meargă lor nu știu ce, ca acum mai trage la loterie, și ea, cu toată smerenia, cu putremur, vroia să se vindece de excurzia de sânge, care nu cheltuise toată averea la doctor 12 ani și nu se oprea. Și în momentul ăla s-a oprit. Și Dumnezeu s-a oprit și a zis, am simțit că ești o putere din mine. Cum, Doamne, zic apostolii, toată lumea te îmbulzește și tu zici, s-a atins ceva de tine, da? Da, s-a atins în mod deosebit, s-a atins, cu smerenie, cu credință, cu, cu tremur. Și a primit vindecare. Ia s-a cutremurat, a căzut în genunchi, era înfricoșată, ce se va întâmpla? Și Domnul a fiică, credința ta te-a mântuit. Da? Iată, orice sacrament, dacă te atingi de o icoană sacră, de Sfintele Moaște, de focul acesta, de aghiazmă chiar, da? aghiazma să ia cu rugăciune. Doamne, curățește, tămăduiește și sfințește trupul și meu cel păcătos, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, ai sorbit trei înghisturi de aghiazmă și atunci îți va fi și folosul. Ca din tine, 80% dimineața se va sfinți oricum. Dacă e cu sfințenie, da? cu atitudine deosebită. Când faci contactul acesta între om și Dumnezeu, trebuie să te raliezi la, la frecvența, la herții care deci sunt. Pe aceeași lungime da, de undă. Să, să aceeași lungime de undă. Că dacă nu ești, ai profanat cele sfinte și ți-ai făcut rău tu. Așa este și cu focul acesta sacru, focul haric, cum îl numesc unii, focul Îndierii de la Ierusalim. Și iată că posibilitățile tehnologice și și de comunicare și de transport ne, ne, permit la ziua de astăzi să aducem acest foc chiar în ziua respectivă în orice țară din lume. Și înainte, dacă se ruga cineva să zicem, prin secolul XIX, păzește Doamne, pe cei ce călătoresc pe apă, pe uscaș și prin văzduh. Ei, dacă zicea prin văzduh, să uitau la timp, bă, ce și Cam la da. biserică, da? Dar biserica se raliază la, la cele care sunt normale și reale. Că Dumnezeu i-a dat geniu omului ca să călătorească și prin văzduh și prin adâncul mărilor, că este stăpân. De la început a spus. Stăpânește păsările cerului, animalii pământului și peștii mărilor. Da? El este stăpânul, el este corana creației. Și atunci, fiind chip al lui Dumnezeu și având acest geniu de, de gândire, acest geniu de imaginație, de creativitate, de harismă, omul poate să facă multe lucruri care depășesc imaginația la un moment dat și pe urmă te convingi că Poți vorbi cu oricine, chiar pe orice continent și îl vezi la față și vorbești cu el, da? De în care bunicilor s-ar fi mirat. Este un lucru absolut și biserica folosește orice metodă ca să ajungă Evanghelia la inima omului. Și iată, folosim avioanele, folosim smartphone le, folosim internetul, folosim multe lucruri extraordinare să văd pe internet. În unele regiuni știu că atunci când în dimineața învierei se vine cu focul luat de la biserică, gospodarul casei trebuie să facă o cruce ușa de la intrare. Există un simbolism ortodox cum e perceput avem, această avem în, în tipicul bisericesc sau în aceste gesturi aceste... bisericești oamenii mai adaugă și de la sine, știți? Am văzut unele momente când eram copil că aduceau copilul de la botez, îl aduceau în casă și făceau niște cruci cu funigină neagră, nici măcar lumânări de ceară, dar de săpun, nu știu de ce, făceau niște cruci negre de funigină acolo, mai mult murdăreau cu perișul da, ba, și la ușă și toate acestea. Acestea sunt niște gesturi așa, uh, unii mai zic șamanice, mai știu eu, care sunt absolut exterioare esenței Creștine. contactului cu Dumnezeu. Deci el și-a primit acolo merungerea, care este o taină, care este pe cetea darului Sfântului Duh. Nu mai poți să adăuga nimic la aceasta. Pe urma aceasta, el se îmbracă în Hristos, prin apă și prin Duh. Se da. face Fiul lui Dumnezeu. Deci el primește două taine imediat și dacă mai este și împărtășit chiar atunci imediat, pruncul, Trei taini, atunci stau. gata, el este Fiul lui Dumnezeu, este cetățean la Raiul, are documente în regulă, de intrat acolo, are viză, nu în Schengen, dar împărăția cerului și este mereu intrat acolo, nu mi-a trebuit să-i mai dau pe ușor, nu și ce funigine, nu știu de la bunica de scântic peste prag, care se adaugă și pe urmă transformă ortodoxia într-o cacodoxie și unii încep să-și bat joc de ortodoxie neînțelegând ce înseamnă ea în esență. Preoții nu propagă așa ceva, biserica nu învață așa ceva, în tipicoane nu avem așa ceva. Astea sunt invenții la care oamenii adaugă de la sine și pe urmă le mulțesc și pe urmă le pun pe primul loc mai mult decât cei care stau în adevărate. Deci, Dar e cu iepurașul de Paști? Ai de mine, chiar asta nu o mai înțeleg. Am observat mă rog. în ultimii ani că cineva vrea să-i deruteze pe creștini într-o direcție, într o direcție aiure, așa, știi? Iepurașul este un animal frumos, drăgălaș, să joacă copiii cu el, mănâncă mor. așa. Da. Dar, dar n-are nimic cu esența uh, mielului uh, jertfit, mielului Dumnezeu, Agnus Dei, Agnețul care se spune la fiecare liturghie și este împărtășit creștinilor, trup sângele Domnului. Deci este jertfa mielului Dumnezeu, mielul pascal, care el este, dacă să ne referim la, la o comparație cu regnul animalic, este mielul cel care nu și-a deschis gura împotriva celui ce s-a jertfit pentru noi. La un moment dat, mai mult timp era și reprezentant în iconografie Domnului Hristos, cam el. De la aceasta s-a îndepărtat biserica, deoarece el este fiul omului, până la urmă aceasta era o expresie alegorică în sine. Dar mai mult ar figura mielul pascal, cum este și normal și poporul nostru despre asta știe, ca să venim cu o invenție sterilă care ne a dus-o nu știu de unde, din poveștile lui nu știu cui, și ne-au pus nouă ca să înlocuiască autenticul cu Uh, autenticul cu butaforia, autenticul cu falsul. Deci este un fals acest iepuraș, cu toate când îl bagă pe gât peste tot, noi nu avem niciun sentiment la aceasta și nu reacționăm creștinii autentici, adică practicanți care sunt în corpul bisericii, la aceste invenții a lumii de astăzi care face fervercuri și, și chiciuri și spectacol, show, din tot ce este sacru. În simbolul credinței se spune, aștept învierea morților și viața ceva să vie. Asta e finit coronat opus. Asta este finalul e, crezului nostru, declarații noastre de credință. Deci asta este cel mai optimist, optimist în coronare a declarației crezului nostru creștin. Adică eu sunt într-o așteptare. Eu sunt într-o speranță, eu nu mai sunt în deznădejde. Eu știu că vine momentul și oricum știu că vine de trecere pe sac, trecerea aceasta, metamorfoza, lepădării acestui trup pentru a mă îmbrăca în altă energetică. Cei care au fost în moarte clinică povestesc toate lucrurile astea. Și atunci eu sunt în așteptarea aceasta fericită, vibrantă, că știu că mă duc să mă întâlnesc și cu Domnul meu Isus Hristos, cu celul și apând, dar mă duc să mă întâlnesc cu cei dragi, cu bunicul, cu bunica, cu părinții, cu tata, cu mama, cu toți, Dumnezeul părinților noștri, îl numim pe Dumnezeu și este dulce această expresie. Pentru mine este cel mai optimist finish, uh, final, a, a unei declarații aștept învierea morților și viața avea vi ce cu ceva, ceva să fie. Asta mă încarc pe mine. Dacă se sădești în, în inima copilului și în conștiința lui acest optimism al ultimii fraze a crezului nostru, atunci nu vei vedea sinucideri Deoarece el, dacă nu are această speranță, sufletelul lui caută să zboare undeva. Este Ca un porumbel, da, să lovește de păreți și cade, că nu are direcția, nu i s-a dat direcția, nu știe crezul, nu l-a învățat nici nașul, nimeni. La naș le atrag atenția în mod special la chestiunea asta în, în, timpul pregătirii de botez. Și atunci el se prăbușește. Și dacă se prăbușește, iată, avem statistici, la ora actuală, cu tremurătoare, când copiii ne mai vorbim de adolescenți, își pun capăt zilei, se sinucid. De ce? De atâta că nu i-a învățat nimeni această speranță care este e, inclusă în această declarație finală. Aștept în vierea morții, viața avea cu ceva să fie, este speranța mea este. Credința, speranța și dragostea. Deci, speranța aceasta ne dă putere de perspectivă, de perspectivă eternă, de așteptare vibrantă a unei treceri care. Mă, 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 scoate din valea plângerii, mă scoate din timp, din spațiu, din încătușarea aceasta, acestor două dimensiuni și mă face liber pentru totdeauna un zburător, care de fapt suntem zburători, că prin ori vom întâmpla pe noi Domnul, spune sunt Apostol, Pavel, și iată, această frază ne dă bucuria finală a așteptării și a speranței, nădejdei, care ne încarcă pe noi de putere și niciunul din aceștia nu își va pune capăt zilor vreodată. Părinte, evident că pentru noi, cei de pe pământ, învierea Domnului este un eveniment aparte. Cum este percepută pentru cei care nu mai sunt lângă noi? Aveți în vedere... Pentru morți. Cei plecați? Da. Ei, noi vorbim despre biserica ca sunt Apostol Pavel ne învață, biserica este trupul tainic al lui Hristos. El este capul și noi mădularele. Dar și ea este, ea este transcendentală, ea nu ține de timp și spațiu, ea este și universală, și cosmică, și cum vreți, dar depășește orice închipuire a paradigmelor în care trăim aici. Și atunci o mai împărțim în Biserica Triumfătoare, care a trecut deja din lumea aceasta, este Biserica Sfinților, și Biserica Luptătoare, care încă mai are misiunea sa pe pământ de mântuirea sufletului omenesc. Dar pe, pe discos, când punem noi la Sfânta Proscomidie, pregătim uh, miridele pentru Sfânta Împărtășanie, da. acolo este Biserica Integrală. Deci în mijloc în stă Agnețul, mielul lui Dumnezeu, trupul da. Domnului Iisus Hristos, alături stă o părticică pentru prea sănătătoare Dumnezeu, Uh, nou, Eva cea nouă care stă de-a dreapta și pe urmă nouă ceti de sfinți începând cu prorocii, apostoli, ierarh, mucenici, cuvioși, etc. etc. nouă ceti de sfinți și pe urmă aici să scot trei pentru poporul credincios, pentru stăpânire A, și, și popor, ei? Da, și pentru cei răposați. Și mai departe se adaugă particele care s-au scos pentru cei care au fost pomeniți când poporul de aceste prescuri cu pomenire pentru vii și răposați și ei au parte acolo și la urmă toate acestea se vor spala în sângele Domnului la sfârșit de cu cuvintele spală Doamne păcate și pomeniți cu preacurat sângele Tău pentru că într-o Astfel și cei prezenți și cei plecați sunt prezenți la Sfânta Liturghiei care este cerul pe pământ și leagă cerul de pământ. Și atunci, cum percep învierea cei plecați, mi-ați dat întrebarea, da? Ca ei deja au trecut de acest moment, că Domnul mai are uh, un enunț, care, uh, uh, o, 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 enunțare, zicem așa, care, da. care ne spune că sunt unii dintre voi care uh, vor trece din moarte la viață. Adică imediat vor trece de judecată. Pe ei nu-i mai privește judecata de apoi. ca judecată de apoi, sfârșitul veacurilor, pe ei nu mai privește, au, au depășit acest moment, în timp și noi de aici, adică învierea gata, pentru ei s-a săvârșit, dar încă nu este hotărârea finală, despărțirii răului de bine pentru o prăpastie de netrecut pentru totdeauna, pe vecie, pe eternitate atunci începe liniștea cea mare, că răul nu mai are acces și, și să a șters toată lacrima de la toată fața. Acești care au depășit acest moment, deja ei sunt deja în, în euforia învierii, ei sunt în preajma Domnului Iisus Hristos, ei comunică cu El de-a dreapta Tatălui, ei sunt familia Lui, precum suntem toți familia Lui, dar noi încă mai tremurăm din momentul memento mori, care tremurau și antice înainte de Hristos și noi acum... Așa? Dobrat. Și momentul care vine după aceasta, care este momentul judecății de apoi, momentul final, când se dă verdictul absolut. Se disparte grâu din eghină, oile de capri și binele de rău. Respectiv paradis și infern, rai și iad. Deci noi aici mai stăm tremurând și așteptând, ei care au trecut acolo în tagma Sfinților, ăștia deja au depășit acest moment, dar mai sunt și cei care au făcut riele, da. Și aceia sunt într-o așteptare, tot așa, fiecare după măsura răutății sale, dar prin rugăciune celor de aici, a, a noastră, da, și celor de acolo, desigur, că liturghia se săvârșește uh, cosmic împreună cu Îngerii și cu cei plecați, atunci ei mai au șanse de îmbunătățirea a stării lor prin rugăciunea Maicii Domnului, prin care se dau, prin pomenirea lor la liturghie, prin dragostea care se dăruiește prin rugăciune și prin pomenirea lor pomană din numele lor pentru ei au schimbat mult starea multora aceste rugăciuni de aici. Dar dacă nu i-ai învățat pe fiș pe nepoți să roage pentru tine, nici în pomenicul lor da, nu vei nimeni. Este. Și atunci ai perspective foarte sumbre că nu s-a mai rugat nimeni pentru tine. Și atunci verdictul poți să spui că ți este pus prin... Dar ceva să mai poate schimba și prin rugăciunea aceea. Că asta este dragoste dăruită. Iar dragostea dăruită îi place lui Dumnezeu. El așa ne învață. Da. Dacă vorbim despre Sfânta Înviere, nu pot să nu vă întreb. Cozonacul și ouă roșii. Acestea sunt simboluri, e un simbol? Da, acestea sunt simboluri, cozonacul acesta imediat după prescură, după împărtășanii, pâinea și vinul sângele, pân... trupul și sângele Domnului. El simbolizează trupul Domnului, acest cozonac, și el se sfințește în mod special acolo în biserică și se împarte la creștini, iar aducându-l acasă tot așa, el simbolizează trupul Domnului înviat, iar oule de culoare roșie, desigur că iar sângele vărsat, dragostea, căci cineva, dacă și-a vărsat sângele, este dragostea revărsată peste noi și dăruitor de viață veșnică și spălare de păcate mai este sângele Domnului. Și orice martir care și-a vărsat sângele pentru altcineva sau un erou oricare, care pe câmpul de luptă și-a vărsat A sângele să-și apere familia, prietenii, casa, patria, ei au făcut un gest de dragoste dăruindu-se pe sine pentru cineva. Iar Oul mai simbolizează în sine și, uh, și viața ascunsă în mormânt. Adică ouă, ce face puiul? El strică găoacea și iese de acolo precum a ieșit Hristos, Hristos. din mormânt. Și are o simbolică extraordinar din încărcat acest ou de Paști care simbolizează și sângele Domnului și viața cu moarte pe moarte călcând din mormânt ieșind spre viață. Și tradiția este foarte frumoasă, copiii la țară cândva mai făceam întreceri, acum mai așa. Acum bucuria vine peste bucurie, da. Părinte, peste câteva zile vom sărbători Paștele Blajinilor. Nu pot iarăși să nu vă acord o serie de întrebări, ținând cont că este foarte discutată această sărbătoare, că pentru, că, că, pentru că, -a că, a fost îmbibată nu știu, cu elemente care nu țin nemijlocit de ortodoxie, nu ține de, de biserică. Haideți să pornim. Care este esența Paștilor Blajinilor, așa cum este eu? Păi el, iarăși aici, lipsa de, de discernământ, concentrarea pe celii trupești și carnale, da? pe stomac, concentrarea pe stomac. Nu mulți pot depăși această stare și a se concentra pe înviere, pe sufletul nemuritor, pe perspectiva care ne așteaptă. Da? Aceeași face preot, preot când merge printre morminte acolo, deci Paștele Blajinilor ar fi Paștele Fericitilor, dacă traducem din slavon în română celor fericiți care au scăpat de grija lumii acestea, de toate grijile, de facturi, de dureri de dinți, de ochii toate vecinului și multe de toate și așa. Ăștia sunt fericiții care au scăpat de grijă. Vedeți, că ne ducem cândva în concediu, da? noi ne deconectăm de la grijile de casă. Da? Și în esență asta este odihna. Că acolo stați, stai și relaxat, n-ai făcut nimic, să zicem, stai la soare, una. Dar faptul că te-ai deconectat de la grijile de acasă este ceea ce odihnește și sufletul tău, suflet, nu într da? Și atunci ei sunt fericiți că s-au deconectat da? de aceste griji. Și atunci s-a intrat în obișnuință, în tradiția aceasta de numire. Ceea ce face preotul acolo este tocmai ceea ce trebuie, fiindcă el veșnică pomenire, el le dorește în rugăciunea și cu către Dumnezeu viață veșnică, iertarea păcatelor, iară și iar, iară și iară, aleluia, slavă Lui Dumnezeu, etc. Deci toate în comunie cu Dumnezeu, cu cosmosul, cu cerul, cu... este o trăire extraordinară într-o bucurie palpitantă a sufletului. Unii se duc acolo să mănânce și să bea, să așează pe mormânt, pune o masă copioasă, bea, unii se îmbată, alții mai cad pe mormânt, alții își bat joc cu totul de, de cei... Mă iertați, alții mai vin cu o țigară, căci că i-au plăcut țigara la același, vini și încă mai tare îl o Mai Mă iertați să de că, de că intervin în contextul în care cimitir din greacă ar însemna dormitor. Da, loc de liniște, loc de repaus, loc de odihnă, Da, acolo trebuie să fie păstrată și liniștea, și decența, și îmbrăcămintea decentă. Uh, dar iată că se profanează, se profanează și apoi de acolo mai crește de acum ceea ce numim noi tradițiile băbiești, cacodoxia, da. care unii o încurcă cu ortodoxia, deci toate păcatele unora dintre slujitorii de astăzi sunt aruncate în capul bisericii, așa la modul generalizator, în loc să se aducă din amintiri de personalități luminoase care a rodit biserica pe parcursul secolelor. Și tradiții foarte luminoase, fiindcă toată cultura noastră, a poporului nostru, izvorește din cultul ortodox. Cultul este și rădăcina cuvântului, cultură, da? Adevărat. Ceea ce derivă din cult. Și atunci avem sărbători frumoase care au depășit cele care erau ateiștilor cu Maiovcă și cu alte, subotnic, vost care, subotnic, voscresnic, care răsturna totul. Aveam hramul satului legat de Sfântul Protector al satului, aveam floriile extraordinare, aveam paștere care era împodobit cu scrânciobi și cu peste veselie, da? Și aveam, da, și rusalile, deci hramul satului. Multe tradiții care, de fapt, poporul nostru le trăia din cultul său creștin. Era o prelungire a liturghiei în lumea aceasta, pe care o trăia poporul nostru cu atâta sete, cu atâta frumusețe, cu atâta dor de casă când plecai, care nu putea fi înlocuit cu nimica, da? Și atunci toate aceste sănătoase care izvoresc din învățătura sănătoasă, din atitudinea sănătoasă, din trăirea sufletului autentică, și nu sunt răsturnate de poftele trupului, de îmbuibarea lui, de beții și de carnalitate, ele rămân frumoase în sine, vor dăinui, vor sta la temelia culturii noastre, cred că pe veacuri. Și iată acum la o slobozenie așa a, a lipsei de cenzură în manifestarea a, culturală a poporului nostru, e extraordinar. Dacă ne ducem numai lângă Teatrul Eminescu, la acel vernisaj, vedem ce da. izbucniri de, de creații populare este acolo, de manoperă, de floristică, de tot ce vrei, de broderie. Ia a venit chiar la putere, care este îmbrăcămintea nedepășită din o demonstrație de modă și nici nu va fi vreodată depășită, da? Ceea ce înseamnă autenticul, da? Și atât autenticul acesta, el iarăși izbucnește la momentul când poporul se poate exprima neîndoctrinat, ne corect în învățătura sănătoasă care este legată din viere, din perspectiva vieții veșnice, de bucuria aceasta pe care o dăruiește Dumnezeu oamenilor. Ați vorbit ceva mai devreme despre pomana. Eu vreau să deschidem parantezele, pentru că în diferite regiuni ale țării avem cazuri, nu știu, la cimitir să vinde și cu, se vine și cu cuptor cu microunde are nevoie răposatul de acel cuptor de microunde ca să-l aducem, să-l punem pe, pe mormânt? Ia hai să ne amintim fraților din mormântările faraonilor Egiptului, da? Îi <laughs> punea acolo și caie și slujile divii îngropa, uneori și soțiile și toată averea lui era acolo să aibă așa. Acum știu că la Sorocă s-a mormântat unii cu, cu smartphone-ul, cu telefonul, cu computer, da. cu costum, cu tot, domnule, să-i trebuiască pe lumea aceea. Este lipsă absolută din conștiință, Este absolut un fel de zid de beton în fața conștiinței umane. Este o prăbușire și este un păgânism. grepiet într un totul funeralele faraonului Egiptului, care era păgân, se închina la soare și la alte... E... da, dar avem pe de altă parte cazul lui Macedon, care a arătat da, că nimic nu iau. a fost un înțelep până la urmă. Nu iau da. nimic cu mine pe lumea cealaltă. A fost un înțelep care la urmă a zis să arătați la toată lumea, mâinile mele afară din sicriu, ca să păi vadă asta nimic și am luat vorbesc. cu mine. Asta a fost o lecție extraordinară. De altfel, tot acest Macedon, cel mare Alexandru, s-a întâlnit cu Diogen, ucenicul Socrate pe, la, pe Grecia și care trăia în butoi. Da, către care nu într-un butoi, așa. Și, și când s-a întâlnit, eu Diogenii, ce pot să-ți dau, ești atât de vestit, estimează toată lumea, aș vrea și eu să-ți fac ceva pentru tine și pot să fac tot ce dorești, ce, ce vrei să -ți... Și ăsta s-a uitat la dâns și a zis, Alexandru, De te nu mi <laughs> închide soarele, lumina soarelui. Și a rămas și Diogen în istorie și Alexandru care a cucerit toată lumea, da? Ia vedeți ce înseamnă înțelepciunea, da? și măsura Rațiune. Deci chestiunea astea cu ce se adaugă acolo, cu pomană peste pomană. Pomana este dată unui sărac care, într-adevăr, să spun un mulțumesc din toată inima, ca să fie pentru sufletul cel care se pomea, înseamnă pomeni, de la pomenut, a pomeni, deci pentru el, din numele lui, ca și cum de la el fac cei dragi aceste pomeni, dar când se întâmplă de acum la mormântări că n-ați soție, o mie, -mi o mie -mi 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 face bartea. adică da, eu ți-am dat, tu să-mi dai, astea sunt de acum contabilități, Dumnezeu nu lucrează contabilități, lucrează cu categorii calitative, nu cantitative. Și atunci toate chestiunile astea materiale, nu putem ieși din, din, prizoneratul acesta, suntem ostatici al materiei și le măsurăm toate cu aceasta, nu putem să ne rupem din, din prinsoarea aceasta a, Adamului căzut în... Atunci e clar că sunt unică discernământul, sunt unică vederea intuitivă, lăuntrică, intuiția inimii care simte și vibrează prin conștiință, care se în, în, ființa umană, noțiunea ce de bine și de rău la orice om există, da? da. Altfel un furs ar duce ziua că n-ar avea conștiința că face rău, dar se duce noaptea. Este foarte conștient, dar o face. Spre pierd zania sa, ei, și aici oamenii au claipsti grămadă, au adunat toate aceste obiceiuri care pe urmă se transformă într atâtea bariere că nu mai poate trece sufletul de la Dumnezeu la om și comunicarea Dumnezeu cu omul. Deci sunt niște îngrămădiri, așa cum mai pune niște gunoi la poartă, nu mai poate trece nimic ca să intre în, în, curtea curte. respectivă. Cam asta este cu păreri de rău și biserica luptă cu aceste buruieni, cu aceste iarbărea, de secole luptă și nu reușești, că și iarba grea că crește fără să o cultivi și trebuie mult trudă și multă muncă ca să, ca să o ogorul, să rămâi gr grâul pur, să se ducă în eghină. Dar negina o seamănă un om în permanent și în inimile noastre, și în conștiința noastră, și cu iepurașii, și cu alte chestiuni și falsificări care se fac pentru a deruta pe creștini și pentru cei neștiutori ai face să îndepărtezi cu totul de autentic, ne mai înțelegând ce înseamnă ortodoxie, măcar n-au deschis poarta să, să gustați și vedeți că bun este Domn. Spuneți-ne, iată, atunci când vorbim despre Paște, Paștele Blajinilor, uneori ne se creează impresia că a fost adoptată, volens, nolens, o strategie de marketing. Până la urmă, Paștele Blajinii s-ar vrea fi un brand. Iar de pe urma acestui brand, de obținut mai multe ponoase financiare decât duhovnicești. Da. Este o percepție reală sau subiectivă, cum o, -o Eu vedeți? Eu cred că este și, și reală, deoarece unii slujitori pe parcursul veacurilor și nu de acum și de ieri, da. și de ieri, dar Sfântul Ioan Grodiaura a scris un tratat despre preoții și spune că sunt unii care se căpătuiesc în jurul altarului, făcându-și lor rost de căpătuială etc. Deci odată ce biserica s-a eliberat de pregoană, s-au găsit unii care au venit să-și să facă foloase, știu eu, înțeleg, cinstea aceasta care e dată de către oameni, slujitorilor. Și în momentul în care se pune condiția să plătești pentru o ierurgie, o slujbă oricare, o sumă a numită, în momentul acela s-a dus harul. Se face contabilitate, iar, să face comerț și să face, cum ați numit dumneavoastră, deci. Strategii de marketing. Strategii în de, în de marketing, iată. În momentul când preotul acceptă jertfa nici nu se uită măcar cât i-a pus în palmă, zice, bă, da să duci el la familie cu ce i-a dat Dumnezeu. În momentul ăsta, el își ia pomana, care este dată pentru cela pe care îl pomenește, da? Pentru munca lui. În uh, nu legați gura bolului care trei răspunde în cazul ăsta sunt Apostol Pavel. Deci celui care muncește îi scuvine plată, dar plată din jertfă, din bunăvoința omului, din atâta cât poate el, din atâta cât are el dragoste să-ți dea. Iată, această atitudine nu răstoarnă uh, sacralitatea, nu răstoarnă harul, nu transformă în marketing, ci este o slujire uh, prin dăruire reciprocă. Preotul prin munca sa și creștinul pentru cel care îl iubește și vrea să dea o jertfă uh, la un calic, la un sărman, preotului, slujitorului, mai știu eu, cunea, la o casă de copii sau mai știu eu unde acolo. Dar, mai spune Domnul că aceste lucruri se fac fără publicitate, adică ele se fac... Uh, mai mult așa în taină, ca să aibă omul plată acolo să nu-și primească toate laudele aici și pe urmă rămâne la zero cu efortul de laudă de șartă lumească. Deci da, există și momente de marketing cu mari păreri de rău, dar trăim în lumea aceasta cu oameni diferiți care unii sunt meseriași și, și s-au pus scop să aranjeze în viață și unii sunt în slujire dăruitoare slujesc unde s-au angajat să slujească ca, ca preoți și ca slujitori al altarului sau păstori Anul bisericesc nu este identic cu anul calendaristic, o cunoaștem cred că fiecare dintre noi. Dacă revenim la sărbătoarea învierii Domnului, este cea care încununează anul bisericesc pentru că nu este la final de an bisericesc. Cum ar fi să facem o discifrare? Pentru că logic urmează nașterea Domnului, urmează... Extraordinară întrebare, domnul Vlad. Uh, anul bisericesc, după cum știm, uh, uh. se racolează uh, uh, conectează și la anul ebraic care era anul în da. legea veche și el începe în septembrie și se termină în, în august. Da? Uh. Începe, dacă observăm, cu nașterea Maicii Domnului, anul este 21 septembrie. Da? Nașterea Maicii Domnului este începutul mântuirii noastre, cea care vine în biserica cea vie să-l primească, să relege prin sine prin Duhul lui Dumnezeu și prin Sine, pe Dumnezeu de om și pe om cu Dumnezeu, în persoana Celui care se va naște. Da. Domnul și Fiul omului și Fiul Dumnezeu într-o singură persoană relegată Dumnezeu cu omul. Deci asta este taina și aia este biserica cea vie care se pregătește pentru aceasta. Deci nașterea ei. Sunt mai multe sărbători a femeilor în Biserica Ortodoxă. Nașterea mai Domnului, intrare în Biserică la, la 3 anișori, 4 decembrie, pe vin din Buna Vestirii, care este Demarat. extraordinară. E momentul sublim care nu este. Am primit mult mai vestea cea bună. mult. bună. Da, da, nu este. Evanghelia așa se traduce. Evanghelia e vestea cea bună, da. După vestea cea rea, când a căzut Lucifer din cer, pe urmă Adam după el, din da. Rai. Și a vestea bună, când Adam cel nou vine și ne aduce restabilirea lucrurilor în împărăția veșnică. Și iată, mai urmează sărbătoarea aceasta, deci care este, aș pune -o, la egal cu Crăciunul și cu învierea până vestirii, deoarece în momentul când se întrupează, când ia materie omenească, Logosul Dumnezeu se face om, se releagă cu omul și apoi vine nașterea și pe urmă vine învierea. Uh, mai este o sărbătoare a femeilor uh, de ziua și la după Paști. Și iată vine ultima sărbătoare a Maicii Domnului, care este și ea o sărbătoare a femeilor, cu care avem ocazia să felicităm pe mamele și pe surorile soțiile noastre și fiicele, care este adormirea Maicii Domnului. E, iată. Deci, noi avem un, un moment sublim care este învierea și după uh, 40 de zile înălțarea Domnului la cer și s-au săvârșit toate. Chiar și pe cruci, când și-a dat Duhul, Domnul a zis, săvârșitul s S-a terminat opera de mântuire pe care avea el să o împlinească, da? A biruit Iisus Hristos, Nicai, a biruit în moarte, sparg porții iadului și alte evenimente legate de acest moment. Mai departe este înălțarea și prostăvirea Adam cel nou de-a dreapta Tatălui. Deci Adam cel nou devine împăratul cerului și pământului, se dă toată puterea în cer și pământ, pe expresia lui și atunci se restabilește el ca împărat al tuturor făpturilor, mai presus de îngeri. Heruim și Serafim, dar nu este sfârșitul anului bisericesc. Foarte bine ați menționat și vă mulțumesc pentru această întrebare, domnul Vlad. Mai departe urmează adormirea Maicii Domnului, care de regulă creștinii noștri se, se concentrează pe prohod. Făcem prohodul Maicii da. Domnului, plângem că iată, suntem la mormântare și le place mai mult să bocească, așa mai ales ai noștri, așa, de la în partea feminină și bocesc, se concentrează pe mormântul Maicii Domnului, dar nu observă că alături a stă icoana unde Domnul Iisus Hristos ține sufletelul ei în braț. Adăvărat. Că ea n-a murit. Ea a trecut din lumea aceasta în cealaltă. Dar Știu. momentul sublim al adormirii mai și Domnul, vreau să accentuez da. pentru toți și în Occident am văzut foarte des această icoană când fecioara este încoronată. Tatăl și fiul îi pun corana împărăteasa celui și a pământului. Mai presus de Herodim și Serufim. Deci este înălțarea lui Adam cel nou la înălțarea Domnului și este înălțarea Evei celei noi la adormirea Masei Domnului. Și cu asta s-a încheiat anul bisericesc. Deci nu numai Adam s-a înălțat într-o slavă. Și Eva a desăvârșit, s-a înălțat și într-o slavă. Și atunci neamul omenesc deja este sus acolo și ni s-a dăruit cerul nou în perspectivă și de acum avem Domn și împărat al creației și Doamnă împărăteasa creației, Eva și Maică și Fecioară. Părinte, și pe... el mel și păstor. Da. Deci, iată cum se încheie, da? Nașterea și Domnului și iată aici se încheie anul bisericesc aș zice, cu adormirea. Părinte, cu părere de rău trebuie să punem punct acestei emisiuni. Eu vă mulțumesc din suflet. Da. Eu vă mulțumesc din suflet pentru prezența în cadrul acestei emisiuni. Hristos a înviat. Adevărat Și Adevărat a înviat Hristos. Stimați telespectatori, eu vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună alături de noi. Hristos a înviat.